Vizorul digital IALE este ușor de instalat pe ușa de intrare, oferind un mod confortabil pentru a vedea spațiul exterior locuinței dumneavoastră. În acest video vă vom arăta pașii pentru fixarea vizorului digital IALE pe ușa dumneavoastră. Alegeți poziția potrivită pentru noul dumneavoastră vizor digital. Vă recomandăm să-l poziționați la nivelul ochilor. Marcați poziția pe ușă. Asigurați-vă că poziția aleasă nu este obstrucționată. Vizorul trebuie să stea la același nivel cu ușa. Acum, folosind un burghiu de mărime potrivită, executați gaura în poziția marcată. Asigurați-vă că gaura este dreaptă și străpunge ușa. Curățați locul din jurul găurii de pe fața interioară a ușii. Curățați de adeziv partea posterioară a suportului metalic. Lipiți ferm suportul de ușă, asigurându-vă că acesta este modul corect și în conformitate cu gaura. Acum aveți nevoie să selectați un tub potrivit pentru ușa dumneavoastră. Începeți prin măsurarea grosimii de ușă. Tubul selectat trebuie să fie mai scurt decât grosimea ușii. Introduceți acest tub prin suportul metalic. Glisați șaiba de cauciuc pe baza camerei. Treceți firul prin fața ușii și asigurați-vă că sârma iese pe cealaltă parte a tubului. Nu e nevoie să găuriți ușa pentru a folosi acest produs. Așa cum sugerează imaginile, se potrivește pe dimensiunile standard ale găurii de 14 mm specifice unui vizor obișnuit, fiind ușor de instalat în locul vechiului vizor, fără să necesite unelte speciale. Înșurubați aparatul pe acest loc. Apoi, folosind săgeata, conectați firul pe spatele vizorului. Poziționați partea de sus a vizorului pe suport și fixați. Înșurubați-l apoi folosind șuruburile din ambalaj. În cele din urmă, deschideți capacul locașului special și introduceți cele două baterii din ambalaj. Pentru a utiliza noul dumneavoastră vizor electronic IALE, apăsați simplu butonul Power. Consola se va stinge în mod automat după câteva secunde.